Asociația Pro Maiorescu își propune un alt obiectiv important după ce a contribuit esențial la reabilitarea clădirii colegiului. Acum membrii asociației vor să se implice alături de conducerea colegiului în proiectul de reabilitare a bazei sportive. Există un proiect pe care conducerea școlii l-a inițiat, un proiect european, și suntem introduși în acest proiect european. Vorbesc ca și liceu de dotare, pe probleme de dotare și de realizarea unor obiective foarte importante în liceu, printre care și amenajarea bazei sportive. Când spun bază sportivă, mă refer la toată curtea școlii, inclusiv sala de sport, o nouă sală de sport, pentru că această sală de sport este din 1973, deci 33 de ani. Eu trebuie să încep prin a mulțumi tuturor celor care au fost lângă noi în toți acești ani. Și au fost mulți. Da. Pentru că s-au adus bani și privați, s-au adus bani și de la instituțiile de stat, dar foarte mulți, acei 2% din venitul fiecărui. Sunt mii și mii de anonimi și trebuie să le mulțumesc acestora, le mulțumesc și îi rog să facă același lucru. Să creadă că și trebuie să fie convinși, nu neapărat să creadă, să fie convinși că banii s-au folosit pentru niște scopuri extraordinare. Dacă proiectul pentru modernizarea bazei sportive va fi gestionat de conducerea colegiului, Asociația Pro Maiorescu dorește să asigure dotările de care va avea nevoie noua bază sportivă atunci când va fi realizată. Astfel, Asociația Pro Maiorescu face un apel către toți cei care doresc să sprijine acest proiect, iar cei interesați se pot adresa conducerii asociației la colegiul Ion Maiorescu.